În urma problemelor de anul trecut, când au existat mai multe focare de tuberculoză în unitățile de învățământ constanțene, cadrele didactice de la școala George Enescu din Năvodari au intrat în alertă după ce unul dintre elevi a fost depistat cu TBC. Imediat s-a trecut la dezinfectarea claselor, iar colegii și cadrele didactice au fost supuse unei control amănunțit. Din fericire, nu a mai existat un al doilea caz. Se urmează o procedură standard stabilită de Ministerul Sănătății, prin intermediul Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, dispensarul TBC a urmat procedurile, a făcut dezinfecție în sala de curs în care învață copilul respectiv, s-a făcut iderizarea copilor pentru a depista dacă mai sunt cealți copii bolnavi, nu s-a confirmat niciun caz, ancheta este încă în curs. Copilul a contactat boala de la unul dintre membrii familiei. Până la sfârșitul anului școlar, elevii școlii vor fi ținuți sub o strictă supraveghere.